Focul Haric va fi adus la Chișinău și de către Mitropolia Moldovei. Zilele trecute, înalt preasfințitul Vladimir a declarat că din cauza războiului din Ucraina există probleme de transport și că se caută o soluție. Mitropolia a precizat că Lumina Sfântă va fi adusă de la Ierusalim sâmbătă de către un grup de credincioși cu o cursă charter. Aeroneva va ateriza pe aeroportul din Chișinău în jurul orei 18:30, iar focul sfânt va fi preluat de Mitropolitul Vladimir, care îl va împărți preoților și enoriașilor în jurul orei 19:30, în fața Catedralei Nașterea Domnului din capitală. Miercuri și Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, a anunțat că un grup de episcopi va merge la Ierusalim pentru a duce focul haric. Înalt preasfințitul părinte Mitropolit Petru îl va prelua de la aeroportul internațional Iași și îl va aduce la Mitropolia Basarabiei sâmbătă în jurul orei 19. Va fi a 20-a oară când focul haric ajunge în Moldova. Lumina Sfântă coboară în mormântul lui Iisus Hristos din Ierusalim în timpul vecerniei mari. Patriarhul Ierusalimului, însoțit de câțiva pelerini, înconjoară biserica de 3 ore, apoi coboară cu 2 lumânări stinse și se roagă în genunchi. Se spune că dacă focul sfânt se aprinde în Sâmbăta Mare, sfârșitul lumii nu va veni în acel an.